Știu de noi. Știu de ce vorba de jocul. Nu, no, da, da, am zis că vă așteptam și pe dumneavoastră. Da, 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 da. Sau eu, sau... Așa, uite, și ne aflăm într-o bază de tratament, un cabinet medical, Dr. Guran Ioara, este un centru de recuperare medicală. Tratamentele sunt balneofizioterapice și recuperare. Faptul că la noi se adresează cei mai mulți pacienți pentru afecțiunile reumatismale care se tratează în Herculane, m-am gândit să completez pe lângă băile de surf și cu fizioterapia care se face și este foarte utilă pentru majoritatea pacienților. Numărul medicilor în Herculane a cam scăzut simțitor, faptul că prea puțin tineri se adresează acestei specialități. Probabil datorită stațiunilor care sunt în decădere. O parte dintre noi suntem pensionari, dar încă suntem în activitate. Am fost foarte mulți când am venit eu în stațiune, eram 18 medici în 1977, iar la ora actuală am rămas 7 medici balneologi. Tinerii nu vin la noi. Aici avem o fizioterapie. Toate procedurile care se practică, electroterapie, ultrasunet, laser terapie, magnetodiaflux, drenaj venolimfatic, masaj, aerosoli, parafină, tot ce se poate face pentru a ajuta pacienții. Sunt și pacienți, vara sunt foarte mulți, iar în sezonul rece avem relativ. De unde mai vin? Puțin. Din toată țara. Vara vin și din afară. De obicei vin italienii, nemții, de toate. Faceți față volumului de muncă pe timpul sezonului estival, ținând cont de faptul că sunteți doar 8 medici? Cu greu. Fiecare lucrează o normă și jumătate pe hoteluri ca să putem acoperi, iar aici foarte greu mi-a fost toată vara. Am două asistente cu mine și numărul de asistenți specialiști a scăzut foarte mult. Sunt din, mă numesc Eugenia, sunt din SB Județul Alba. Vin aici la doamna doctor de cel puțin 4 ani. Mă simt foarte bine, e o profesionistă. Dacă ar fi mai mulți, ar face același lucru toți medicii, să pună suflet, cum pune doamna doctor, cred că ar fi... Pentru ce afecție ai venit aici? Pentru reumă, pentru circulație. Și vă fac bine, au efect? Foarte bine, foarte bine, altfel nu veneam la doamna doctor, cum să nu... Veniți cu regularitate, ați mai fost și în anii trecuți? Da, am cel puțin 4 ani de când vin la doamna doctor. Mulțumim! Drenaj venolimfatic. Adică? Pentru circulație? Pentru circulația de întoarcere venolimfatică. Ajută foarte mult. Stai! Haide! Noi venim de vreo 7 ani de zile. Prima dată ne-a adus un prieten, caz că aici a venit și a simțit tare bine și atunci am venit și noi. Iar de 4 ani de zile pe mama mea, care nu stau împreună cu ea, dar am văzut-o, am crăsată efectiv, o aduc și pe ea și se simte foarte bine. Locuiește singură, își face tot menajul și tot singură. Suntem foarte mulțumiți și sperăm să venim în continuare. Pentru ce afecțiuni veniți aici? Reumatice. Și vă simțiți mai bine după foarte ce plecați. Bine, da. Nu ne mai dor genunchii, nu mai trosnesc coasele, nu mai... cel puțin pentru întreținere. Dar mamei i-a făcut tare bine, având în vedere că acum 4 ani abia se mișca. Atât ridica mâinile, nu putea să pieptănă, nu putea să-și facă baie și ceea e... nu vine să cred că s-a recuperat. Să ne simțim bine, oricum avem încredere în serviciile doamnei doctor și ne-a făcut bine și în alți ani și de asta am și venit anul ăsta.
să ne fie și mai bine, cum să zicem. Și, cum să vă spun, e o stațiune frumoasă, păcat că e cum e. Și ar trebui un pic mai multă atenție din partea autorităților. În rest, toate cele bune, ca să spunem așa. Este o problemă cu medicii, cu specialiștii. Da, da. Nu sunt nici în București. Așa că aici, unde ar trebui să fie mai mulți, noi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a îndrumat către doamna doctor. Altceva, nu știu ce să vă zic. Dar ține ar fi normal să fie specialiști, nu? Da. În toate domeniile nu sunt specialiști. Eu sunt am lucrat într-un domeniu tehnic și nu sunt specialiști nici acolo. Fiindcă politicul nu pune accent pe meseriași. Uite, mergi aici. Da. Am pierdut. Da, da, acolo este... mi-e umflat aici. Și nu pot să calc în picior. Îl reparăm. Credeți că se poate repara? Sincer? Sigur, pe cuvânt. De când am fost în concediu, din iulie... Așa, dar nimănui nu-i place să ți se spună. Lasă-mi aduc așa, așa frumos și mi-a să fie. Da, da. E foarte important. Aici sau cea din... A, din Băile Hărnane. Și în general. Și în general, sigur. Și în afară și... Da, sunt profesor de cultură fizică medicală. Am venit cu mulți ani în urmă în Băile Herculane. După aceea, după 1990, am avut șansa să merg în străinătate, respectiv în Germania, unde am făcut o școală de 3 ani la zi. Și după aceea am mai făcut încă una, la care am devenit și profesor. Este vorba de gimnastică Bodmer și de terapie din medicina antropozofică, masajul ritmic. După aceea am lucrat 17 ani intermitent, însă în Elveția, la o clinică specială. Și de câțiva ani sunt preocupat de o idee să construiesc și la modul fizic, dar în primul rând uman, o echipă a unui institut care funcționează deja, dar în spații închiriate. Se numește Institutul de Fizioterapie Integrativă. Fizioterapia integrativă este un concept pe care eu l-am înregistrat, este marca înregistrată la OSIM și, de exemplu, acum ne aflăm în desfășurare cu cursuri, chiar la sfârșitul septembrie va fi levelul 2 din cursurile de osteopatie craniosacrală, pentru că cuprinde specialitățile din medicina de recuperare clasică, din aceasta antropozofică pe care am denumit-o mai înainte și din medicina complementară. Osteopatia craniosacrală, de exemplu, se numără printre acelea. Țelul meu e de a forma niște oameni în toate acestea. Nu sunt singur. Un profesor, colegul este din Elveția, vor veni după aceea din Statele Unite. Să formăm oameni și în România. Sunt formator recunoscut de Ministerul Sănătății în România. Sunt recunoscut și în Elveția pe anumite domenii ca formator. Să formăm și să introducem pe calea asta stațiunea Băile Hărnane într-un circuit de formare internațional în domeniul fizioterapiei sau kinetoterapiei, cum se mai numește la noi. Și ați găsit doritori? Da, interesant, de la Iași până la Timișoara și până la Constanța, care vin, da. Problema lor este că după aceea, cei care sunt interesați, ar dori să-și deschidă cabinete particulare, ceea ce și îndemn și eu, iar la noi este puțin mai greu să deschizi ceva particular. Dumneavoastră sunteți original din Herculane? Nu, am fost, după absolvirea facultății, am fost repartizat direct în rețeaua Ministerului Sănătății la Băile Herculane. Am zis că stau vreun an de zile, că aveam post de asistent universitar înapoi, dar n-am mai plecat, a fost așa de fain aici. Am plecat și am și revenit între.
Timp de când preconizați că ar putea să înceapă cursurile? Cursurile funcționează deja, au început din 2010, însă în spații închiriate. Conceptul este mai mare și pentru partea didactică, care este, are componentă practică foarte mare. De exemplu, băile sau trebuie să fie mult mai mare decât doar pentru o cabină terapeut-pacient. Și acele spații trebuie să fie mai mari, unde să intre 15, 16, 17 oameni ca să poți să le demonstrezi practic. Ele funcționează în spații, deci institutul funcționează, închirie spații pentru asta, dar spațiile sunt puțin improprii, fug și eu unde găsesc spații mai mari la agenții de turism de aici, de turism balnear, și îmi doresc să încep construcția pentru spații proprii. Conceptul este mai mare, cuprinde hotelerie ecologică, s-a făcut deja studiul de geomantie, la noi poate e puțin mai cunoscut. Dincolo sunt foarte multe persoane sensibile la electrosmog și influențele telurice. Și cele cosmice, dar și cele telurice. Iar arhitecta este din Elveția. A venit, a făcut studiul de geomantie asupra terenului. Alt pilon al activității, că va fi un centru întreg. Deci aia a fost partea de institut, partea de didactică, de formare și de practică. Este aceasta de hotelerie ecologică, zicem noi, de restaurant cu alimentație cu produse de fermă biodinamică, iar este un concept ceva mai nou la noi. Și, na, situația materială mi-a permis să-mi cumpăr un teren destul de mare, care va fi și un parc. Are 4. Construcția va începe cu acest institut, cu spațiile didactice și de practică, pentru că aici e deficitul cel mai mare, că nu oferă. Deci sunt cabine bune, foarte bune de tratament în hotelurile actuale, dar acolo intră un terapeut și nu se plătează, și pacientul nu se plătează la o grupă. Știți când veți începe lucrările în acest... Valoarea lor și finanțarea efectivă, dacă aveți bani. Acum lucrurile merg puțin mai special, să spun așa, la mine. De exemplu, toată lumea mă întreabă dacă am bani. Eu răspund, nu banii îmi lipsesc, ci oamenii. Că dacă oameni găsesc, banii se găsesc. De exemplu, această arhitectă, eu îmi prezint proiectul și în Elveția și în Germania. Această arhitectă și-a găsit singură, prezentând proiectul meu, și-a găsit singură sursa de finanțare pentru proiectarea pentru proiect. Și ceea ce este un ajutor foarte mare. Cu finanțarea voi vedea, probabil că cel mai mult tot în străinătate, am legătură cu un birou din Elveția care se numește Birou de Administrare a Bunurilor Mobile, a Ideilor. Domnul acela cunoaște eventual investitori sau oameni interesați, prezintă garanția că cei de acolo îl cunosc și dorește să prezinte proiectul meu. Sigur, nu exclu nici fonduri europene, dar înțeleg că e foarte mare neliniște, foarte mare stres cu aceste fonduri europene și acum vine, pe 7 octombrie, la ora 15, vine arhitecta din Elveția și din România, domnul Herman Coil de la Sibiu, care are o firmă de construcții, să vadă terenul. În cel mai bun caz, în cel mai fericit caz, cu partea de institut, lucrurile vor începe la primăvară. Oh! Suferă nu numai pacienții, și personalul medical, că, să spun așa. Și ce ați vrea să aflați părerea mea despre... Da, ce credeți că... Această situație de criză, ce a dus? Da, într-o stație a dus schimbarea raportului, să spun așa, de concept, de concepție, când s-a schimbat, a fost un fel de schimbare de paradigmă, a trecut turismul înainte, acum zic turism balnear, iar partea cealaltă a rămas. De când au trecut, să spunem așa, agenții de turism, la agenții de turism. Nu am nimic cu agenții de turism, dar mi se pare că nu înțeleg că inclusiv sănătatea este o sursă de venit și încă foarte importantă. Problema lor este însă că ca să oferi sănătate, deci ca omul să se simtă bine și să plătească, trebuie să ai personal calificat. Iar personalul calificat, așa cum sunt aici retribuiți
ocolește Herculanele. Am făcut 18, 19 la început și acum am numărat 7 medii. 7 medii, da. Nu ți le scot. Și cu autoritățile de aici, cum? Colaborați? Având în vedere părățile? Da. Ce trebuie spun, proiectul a fost prezentat. Dar nu proiect acolo. Rămânem în continuare cum am face la asta. Facem câteva pensiuni. Da. O brânză da. Lapte să ofere, da, vreau să avem și siguranța pe de mai bună. Da. Și dacă ne orientăm câțiva în sensul ăsta, da. Sprijin din partea autorităților locale, ați încercat să da? Și fiecare completează, deci trebuie să curățim.